Bine v-am găsit, dragii mei prieteni! Astăzi vorbim despre previziunile astrale ale lunii aprilie, pentru fiecare zodie în parte. Despre anul 2022 eu v-am făcut mai multe materiale, pe teme generale, de bani, de sănătate, schimbarea nodurilor lunare și anumite aspecte astrale importante. Așa că vă rog să le ascultați, pentru că previziunile lunare vor fi o continuare a acestora. Mai ales că acum, imediat pe 12 aprilie, urmează un eveniment extrem de important despre care eu v-am făcut un material distinct și pe larg. Este vorba despre conjuncția dintre Jupiter și Neptun, ce se întâmplă odată la 13 ani și aduce restanțele karmice ale fiecăruia cu care, trebuie să ne confruntăm. Găsiți materialul la rubrica de previziuni generale pentru anul 2022. Și mai aveți un material aferent lunii aprilie despre schimbarea frecvențelor pământului care determină schimbările majore din viața noastră. Îl găsiți și pe aceea la secțiunea lunii aprilie. O să încerc să vă pun linkurile la sfârșitul acestor previziuni ca să fie mai ușor de găsit. Nu uitați că de curând am deschis pe Patreon și secțiunea destinată doar astrologiei, cu lecții pentru începători, cu previziune astrale speciale pe care o puteți accesa dacă vă mutați abonamentul la 3 euro pe lună. În acest fel veți avea acces și la materialele secțiunii de 1 euro, dar și la cele de secțiunea 3 euro. V-am postat calendarele sănătății, ca să știți zilele bune pentru intervenții chirurgicale, vizibil pe ambele secțiuni, și materiale de astrologie vizibile doar la secțiunea abonamentului de 3 euro. Am început și horoscopul zilnic și funcție de reacția voastră îl voi face rubrică permanentă sau doar pe anumite zile. V-am postat destinul României conform datelor astrologice din 2022, și ce ne paște la nivel de țară conform predispozițiilor astrelor. Mai aveți ABC-ul astrologiei, semnificația glifelor, a ideogramelor, zodilor și multe, multe altele. Acum, ca aspecte astrologice importante pentru luna aprilie, avem trei aspecte lunare și nu două, cum sunteți voi obișnuiți. Adică, avem luna nouă pentru 1 aprilie și are loc pe energie de berbec. Și este un bun început pentru cei ambițioși care vor să avanseze în carieră și să se implică în proiecte dificile. Mai avem pe 16 aprilie lună plină în balanță, când se pot rezolva diverse probleme de familie sau cu rudele, cu frații, cu persoanele apropiate care au nevoie de sprijin. Și al treilea eveniment este cel din 30 aprilie, unde avem eclipsă parțială de soare cu lună nouă în taur. Restul aspectelor, după importanță și cum vă afectează pe fiecare dintre voi, le voi detalia la fiecare zodie în parte. Așa că o să vă spun la modul concret, fără polologie mult așa, fără rost, ce aveți de făcut pe fiecare aspect astral în parte, pentru că astrologia asta face, dragii mei, dă soluții concrete. Gemeni și cei cu ascendent în gemeni. Chiar pe 1 aprilie avem luna nouă la 11 grade berbec. Se va întâmpla pe casa voastră 11, care este casa prietenilor, a protectorilor și a organizațiilor din care faceți parte, inclusiv Planurile pe termen lung Deci aici, pe aceste zone, vor interveni niște oportunități, niște noutăți Așa că voi trebuie să inițiați ceva în aceste domenii Și fiind pe energie de berbec, asta înseamnă mișcare energică, de foc Ce parcă var de la picioare Amănunte mai multe veți primi în materialul despre luna nouă ce urmează Pe 5 aprilie avem planeta Venus, micul benefic, care intră în pești. Acolo îl mai găsește pe Jupiter și pe Neptun. Asta vă va afecta și energiza casa voastră 10 sau mijlocul cerului, adică vocația și statutul social. Micul benefic aduce magnetism pe reputația voastră, pe muncă, pe titlurile pe care le dețineți, adică căsătorit, necăsătorit. Venus atrage banii și relațiile în viața voastră. Pe 10 aprilie Mercur intră în Taur, adică în casa 12 pentru voi. Este casa nevăzută a temerilor, a bolilor, a esențelor karmice. Mercur, planeta gândirii și a comunicării, este de mare ajutor pentru cei care lucrează în cercetare sau în spatele scenei, cum se spune. Nu lasă nimic la vedere, Dă putere de concentrare și de discernământ, și avantajează și pe cei care sunt angrenați în diferite practici spirituale. Sau scrieți cărți, articole, orice, are legătură cu gândirea și cu o comunicare. Mercur vă ajută pe fiecare dintre voi să fiți mai focusați, mai atenți pe ceea ce este cu adevărat important atenție la micile dușmănii, la intrigi și la articolele scandaloase. Pe 12 aprilie are loc conjuncția celebră dintre Jupiter și Neptun, despre care aveți un material amplu, așa că astăzi nu mai insist pe acest subiect. Pe 14 aprilie, planeta Marte intră în pești. Marte Planeta războiului devine dintr-o dată parcă mai liniștit, mai timid și se focalizează pe bogății. Marte astfel poziționat aduce și indecizie și ușor de influențat o să fiți de către alții. Mai aduce și emoții exagerate, chef de scormonire printre lucruri și dezamăgire în plan sentimental. Pe 16 aprilie avem lună plină la 26 de grade în balanță. Și o să se întâmple pe Casa 5 a sentimentelor voastre. Vedeți că pe Patreon, la secțiunea Astrologie, v-am explicat în detaliu ce înseamnă fiecare casă astrală, astfel ca să înțelegeți mai bine materialele. Luna plină vine și spune că ceva trebuie finalizat sau măcar modificat. Lumina lunii se așează pe sentimente, pe bucurie, pe creativitate asumarea de riscuri, copii, concepție sau adopție sau copilăria voastră chiar. Energia balanței cere armonie și un balans între aceste zone. Și dacă avem timp, o să vă fac un material separat despre această lună plină. Pe 19, soarele intră în taur pe casa voastră 12. Și asta înseamnă că trebuie să vă îngrijiți mai mult de voi, de corpul vostru, de sănătatea voastră, de liniștea voastră. Trebuie să vă încetiniți activitățile de muncă și de afaceri și să verificați necesitățile corpului vostru. Dacă puteți merge în centre de refacere și de recuperare, ar fi perfect. Apoi, pe 29 aprilie, planeta Pluto intră în retrogradare pe ultimele grade în Capricorn. Și asta o să vă influențeze casa astrală 8 casă cu mare încărcătură karmică, știți. Este locul marilor transformări și a lecțiilor de viață. Pluto este transformatorul și reformatorul nostru. Și voi o să fiți mai preocupați decât de obicei de viață și de moarte. O să fiți mai atenți la vise, la premoniții, la mesajele astrale și în unele cazuri o să primiți sau o să moșteniți ceva. Pentru voi, ca de altfel pentru fiecare zodie, în parte nu este ceva nou acest Pluto retrograd, pentru că se întâmplă de mult timp, încă de prin 2008. Dar în principal, în această zi, trebuie să vedeți unde se duc luptele voastre interioare față de domeniile casei 8. Poate pe niște traume mai vechi, poate pe vindecare, poate pe resursele comune cu partenerul de viață, Poate pe intimitate, pe învățături astrologice, pe oricare dintre subiecte, voi trebuie să reveniți și să le restabiliți, să le vindecați, cum se spune. Fiind pe retrogradare, Pluto vine să vadă unde există în voi acele idei distructive care nu vă lasă să vă vindecați. Și asta se va întâmpla până prin octombrie. Tot în această zi, Mercur intră în gemeni, adică la el acasă, unde îi place. Fiind un loc unde se simte bine, Mercur își arată adevărata sa putere. Și o să vă facă să vă gândiți unde doriți să fiți în următorii ani. Sau cum vreți să arătați? Unde vreți să locuiți? Eu știu, în țară, în străinătate? La mare, la munte? Ce vreți să mai studiați? Și aduce o mare energie de decizie pe aceste domenii. Pe 30 aprilie avem eclipsă de soare pe luna nouă în Taur și se întâmplă pe casa 12. Și voi o să vă gândiți la proprietăți, la securitatea financiară, cum voi evoluați și evaluați voi pe voi și sigur că da, când este luna nouă, trebuie să vă plantați semințele pentru ca în următoarele șase luni acestea să rodească, să încolțesc. Așa că, peste toate acestea, când este această eclipsă parțială de soare, voi trebuie să vă odihniți mai mult decât de obicei și să vă hidratați mai mult, adică să aveți grijă mai mare de voi. Cam acestea sunt previziunile generale, dragii mei. Voi mai face și materiale de completare pe evenimentele de lună nouă, Lună plină sau eclipse, așa că nu uitați că dacă apăsați butonul roșu din dreapta jos a ecranului, veți primi automat toate noutățile. Vă pup!